Tenismena Mihaela Buzărnescu, oameni buni, a împlinit ieri 34 de ani. De ziua ei, Michie și-a făcut un super cadou și a învins frica de înălțime și a sărit cu parașuta. Vreau să vedeți saltul acesta fabulos, iar apoi o primim aici, în platou, pe prietena noastră, Michie Buzărnescu. Da, primul salt cu parașuta, cum te simți? Mult mai bine. Asta mai bine? Decât eram zilele trecute, da? Când am hotărât să, okay, să mă dau cu parașuta, să fac acest salt, acest pas uriaș. Ai un mesaj de trimis și ce urmăresc acest video? Vreau să ne spun că oricine își dorește o parte de adrenalină extremă, pe care încă nu o simt, dar cu siguranță o voi simți, e ceva unicat pe care trebuie să-l trăiești. Și de multe ori în viață, când ai anumite hopuri, suișuri, coborâșuri, poți să-ți dai seama că lucrurile cele mai importante sunt în sufletul tău și poți să treci peste orice greutate, orice necaz, orice suferință. Și cred că pe mine lucrurile astea o să mă ajute foarte, foarte mult. Cool, ne vedem la 4.000, Mihaela, da, și distracție faină! Like a giant whale that flew to Ukraine, make you jump up and down all day. Like a whale fly, like a butterfly, like a song to keep on every play. And it's crystal clear, forget about all fear, and I'm ready to be swept away. My lifelong dream begins today. My mind is dazzled by the sight, cause all the pretty things are bright, but I know how to stand up high and reach my castle in the sky. Am revenit în direct, oameni buni, și iată că alături de noi avem pe celebra tenismen, nimeni alta decât sărbătorita Michie Buzărnescu! Facem exchange? Avem? Oh! Păi da, asta, dar trebuie să ne dai semnată. Da, trebuie să găsim un marker. Cum să nu, Michie, dă-mi voie să te îmbrățișez. Mulțumesc. Să-ți spun la mulți ani, a fost Mulțumesc. Ziua ta de naștere? Da. Vai. Și ți-ai înfrântă și frică, am văzut că ai sărit cu parașuta. Mamă, și a fost genial. Era visul tău, practic, Doamne, nu? Deci am vrut de atâția ani să mă dau cu parașuta și am reușit acum, am zis gata. A fost spontan totul. Foarte două tare. Zile înainte m-am hotărât și s-a aranjat să pot. Felicitări, Michie, la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită. Tot. Unde vrei, la bar, pe canapea? Unde-ți dorești tu? Unde-ți dorești tu? La bar, că n-am stat niciodată la bar. Sus pe bar, mergem la bar, dar să știi că mai am ceva pentru Aoleu. Tine, și anume un tort. Oi, mulțumesc! Da, exact. Păi au voie sportivii avem să mănânce? Voie, te rog să luăm voie. Un loc. Când ai mâncat ultima dată o felie de tort? Aseară, că fiind ziua mea, a trebuit să mănânc o felie de tort. Obligată, dar dacă nu era ziua ta, când ai mâncat? Nu mai mi-amintesc. Cred că anul trecut. Da? Da. Da, asta de ce? Pentru că pur și simplu ți-ar strica efectiv dieta și... Da, și fiindcă am și niște intoleranțe descoperite mai nou la gluten. Da. Asta e, fac o excepție, gluten, lactoză. Da, mamă. Da. Asta, intoleranța la gluten, am citit și în cartea lui Djokovic cât de mult l-a afectat pe el, da, ca să obțină performanță. Da, chiar. Și tu cum ai descoperit-o? Prin analize, prin testele pe care le-am făcut. Și? Și mi-au ieșit la greu, gluten, drojdie de bere, semințe, toate semințele. Da. Și asta înseamnă că practic acum trebuie să mănânci fără gluten, ceea ce e foarte greu pentru că glutenul e în toate. Exact, și cum glutenul e în toate și în tot. Sunt și pofticioasă și îmi plac toate lucrurile care conțin gluten, e mai greu să găsești fără. Așa e. Da, bine, adică acum e mult mai dezvoltată și piața aceasta alimentară pe bază. Și există alternative. Și sunt alternative și oricum trebuie să am grijă de siluetă și atunci refuză, mă. Silueta este impecabilă, forma fizică este impecabilă. Mulțumesc. Spune-mi cum ai sărbătorit. 34, nu? Și 34 de ani și... Nu cred că tu ai 34 de ani. Scoate buletinul. Tu ai 34 de ani? Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Știi că n-a dus de 34 de ani. Așa e. Da, așa este. Sincer, toată lumea îmi dă o vârstă mult mai mică și mă bucur. Asta înseamnă că mă mențin tânără.
chiar da. Contează foarte mult. Spune cum a fost la ziua ta aici, sunt poze de la petrecere? Da, a fost superb aseară, deci a fost superb. Asta vă spuneam că a fost totul spontan organizat, fiindcă eu normal săptămâna aceasta trebuia să fiu la un concurs, dar fiindcă a trebuit să fac o injecție puternică care mă ajută pe mine pe partea aceasta profesională pentru următorii 2 ani sau 3, cât mai pot să joc eu, ca să evit o operație, încă o operație la umăr, a trebuit să mă retrag și să stau acasă. Și până la urmă s-a nimerit super bine, că mi-am observat ziua, m-am întâlnit cu prietenii mei și așa timp nu prea ai să-i vezi. Ne mai văzusem de ceva vreme cu unii din ei și a fost super, deci toată lumea s-a simțit atât de bine. A fost chiar foarte frumos. Și fiind miercuri ieri ziua mea, eu m-am născut într-o miercuri, deci a fost așa super. S-a potrivit totul. Dar chiar în același timp acum ai sărit cu parașuta și ți-ai înfrânt o frică. Dar eu știu că tu mai faci ceva sporturi extreme și îți mai place. Păi depinde, că am fost invitată de Cristiana Oprea cu câteva zile și ne-am dat cu mașina pe curse. Așa, și altceva? Sporturi extreme. Că m-am mai dat cu parapanta acum câțiva ani la Rio de Janeiro. Nu se pune? Adică, da, păi normal, da. Și da, crezi că sunt mulți care se dau cu parapanta? Deci, nu, așa este. Și, sincer, dacă aș putea, m-aș mai da și să fac și un, cum se numește, bungee jumping? Da, nu cred. Da, nu ți-e teamă? Nu. Să te întorci, să te agăți de elastic și ferească Dumnezeu. De aici, la TNT Brothers, au fost așa. Au zis, nu pot să cred, deci printre singurele persoane care nu au avut nicio reacție când stăteau acolo înainte să fie aruncat și când s-au aruncat. Cameramanul, care e foarte profi și super bun în ceea ce face, da, era... Au ieșit că ți-erați pe aripă pe tot. Erai cea mai fericită, de-abia așteptai. Zici că mă aruncam așa, hai să ne aruncăm să... Cu ce instructor ai sărit? Cu Andy, care a făcut de performanță și a fost și în echipa Red Bull, adică era foarte bun. Și mi-a zis și el, băi, super tare, adică se vede când te arunci cu cineva care este și el sportiv în același timp. Exact. Pentru că altfel, bine, am și avut niște lucruri de discutat pe partea aceasta de sport și, da, foarte, foarte... Sper că n-ați discutat în timp ce săreați cu parașuta. Nu, se spune, fix înainte. Miki, ce părere ai? Stai că nu te aud! Da, exact, ceva de genul. Te-a sunat toată lumea ieri să zică la mulți ani? Foarte multe mesaje și apeluri. Dar toată lumea sau a mai rămas cineva care trebuia să sune? S-a primit astăzi unul din mesaje, dar în general chiar toată lumea mea. Deci ideea e că asta, mă gândeam că dacă uita cineva să dea vreun mesaj sau vreun telefon, s-o fac astăzi, nu? S-o fac? Da, nu contează ziua, contează corect că dacă... Eu mă refer la prieteni, mă refer la oameni, la apropiați, știi cum e, la sportivi, la colegi. Mai ales că colegi. Postarea pe care am făcut-o eu pe Instagramul meu a fost făcută astăzi, în urma petrecerii de aseară, și au mai fost multe persoane care mi-au spus astăzi și s-au scuzat că a venit cu o zi întârziere. Nu, e normal, toată lumea trebuie să știe. Adică... Toată lumea trebuie să știe că e ziua lui Michi Buzărnescu. Și acum, practic, ai făcut injecția asta care să te ajute pentru următorii 2-3 ani ca să faci sportul ăsta? Nu, trebuie să fac o dată la câteva luni, cam la 3 luni, și făcusem în februarie, chiar la început de februarie. Da, durut destul de rău. Mi-a făcut 2 de data asta, ca să fim siguri că mă ține mai mult. E un fel de infiltrație, ceva. Da, e un cortizon foarte puternic pe care îl fac și din cauza asta nu am voie să joc concurs în săptămâna respectivă și mă ajută foarte mult pe partea aceasta de recuperare, fiindcă am făcut tot ce se poate face ca și recuperare. Plus fac și multă pregătire fizică pe partea aceasta de brațe și spate și nu am o coafa rotatorie, am o ruptură acolo și nu se poate evita operația și din acest motiv am încercat orice altă alternativă care mă ajută să mai performez, fiindcă toată lumea îmi zice că mai poți, chiar mai poți să joci pe nivelul tău. Acum pe ce loc ești? 120 sau 122, da. Wow. Tot e ok. Știu că toată lumea se așteaptă și spun, nu mai ești 20, nu mai ești 40, nu mai ești 50, dar nu e ușor și mai ales când ai atâtea probleme din toate părțile, e super greu să gestionezi și, sincer, adică sunt mândră că am foarte puțin turnee jucate anul trecut și am reușit să stau acolo în clasamentul acesta. Da, dar lumea zice că la tine explozia a fost mai târziu, că dacă nu... Da, a fost mai târziu tot din cauza unor accidente. Cred că pe mine m-a marcat așa. De asta zic, marcat, din cauza accidentelor, așa. Pentru că dacă nu erau accidentările... Da, am avut 3 operații și top 10 era bine, adică... Știu că cu cât țintești mai sus, cu atât mai bine, dar... Păi nu, exact, dacă nu aveai accidentele astea, pentru că ai avut o super explozie și de asta zic, toată lumea a zis. Talent este, muncă este, adică
ar trebui este să... tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Să știi că noi ne bucurăm de fiecare dată când vii pe la noi. Mulțumesc și pentru mine o plăcere că vin. Și mulțumesc. Și foarte bine. Mulțumesc frumos. Și te prinde foarte bine și verde. Mulțumesc. Păi se poartă culorile acestea mai excentrice. Nu vedeți că le-am asortat puternice, să fim... Exact, exact. Perfect. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și te mai așteptăm cu mare drag și îți mulțumesc mult pentru racheta. Da, păi sper să joci odată. Mergem să jucăm într-o zi. Măcar să... Vreau câteva să te întreb cu ce viteză ai servit cel mai tare. Wow, mă aloc ce întrebare fără la care nu am un răspuns. Oh, 100 și ceva, 180, 100 păi eu pe autostradă prin 200 dacă e. Pardon, pot să vă dau cu 200? Bine, și eu am dat cu 270. Ai dat cu 270? Da. Nu cred. Dar n-ai vrut să zici că ce e interzis? Bine, 282 în altă țară, în Germania, unde nu era limită. Și atât, okay. Restul nu mai zicem. Perfect. Asta, lasă că nu trebuie să vorbim aici, că cine știe, știi ce zic. Dar nu, în străinătate, da. Acolo... Era permis, da, și eu pe circuit am mers cu 160. Mulțumim, da, sigur. Michi, îți mulțumim și te mai așteptăm cu mare drag la emisiune. Cu drag. Te pupăm, drag, florile, vin... tortul, totul e al tău. Mulțumesc, și binevenită ești oricând. Mulțumesc, îți mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Îți mulțumim și eu. Te mai așteptăm la mulți ani, Michi Buzărnescu. Yay! O puteți găsi pe Instagram, pe Facebook, o puteți găsi la turnee, o puteți găsi peste tot. Pozați, fă-mi și mie o poză cu cu Michi. Stai, Michi, iartă, te descurci cu ele. Haideți, dai cu tortul așa, perfect. Și facem amândoi o fotografie aici la minut, așa, tu rămâi aici. Okay. Perfect, să vedem. Nu, 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 perfect, îți mulțumim mult, la mulți ani. Mulțumesc. Ai grijă de tine. Mersi. Și baftă. Să fie, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim mult de tot.